În cursul acestei săptămâni, reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara vor depune solicitări de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre două solicitări de finanțare pe parte de patrimoniu, prin care să fie mai bine puse în valoare rutele culturale din județul nostru. Pe partea de patrimoniu reușim să depunem săptămâna aceasta două solicitări de finanțare pe rutele culturale. Este vorba de două rute care ne interesează în mod direct, Ruta Cetăților și Ruta Castrelor. Prima solicitare de finanțare are o valoare de 2,2 milioane de euro și vizează cetatea Sarmi-Segetuza, regia din Munții Orăștiei. Pe Ruta Cetăților vom depune o cerere de finanțare de 2,2 milioane de euro pentru terasa a 10-a de la Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza. Terasa a 10-a este acea terasă care este cum cobori înspre zona sacră din incinta fortificată, chiar în fața drumului pavat, să spun așa, și care conține templul mare de andezit pe suprafața ei. Este vorba și de templul mare de andezit, cu resturile de artefacte găsite în săpăturile arheologice, le vom ridica practic pe acele baze, de andezit existente și vom consolida această terasă. Este o intervenție necesară, iar în stabilirea oportunității de finanțare s-a ținut în permanentă legătura cu președintele Consiliului Științific, domnul arheolog Răzvan Mateescu, de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei. Cea de-a doua solicitare de finanțare depusă tot pe PNRR are aceeași valoare de 2,2 milioane de euro, dar vizează Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza din țara Hațegului. Cel de-al doilea proiect pe acest PNRR, pe Ruta Castrelor de această dată, tot pe rută culturală, tot în valoare de 2,2 milioane euro, este pentru situl arheologic de la Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza din țara Hațegului, un sit arheologic de clasă A, ca și importanță arheologică națională. Acolo, după ce noi am atras pe vechiul POR 2014-2020 acea finanțare de 5 milioane de euro pe anfiteatru, de data aceasta considerăm necesar să începem intervențiile la forul vechi, la forul lui Traian, cum este el denumit de către arheologi, iar în ceea ce privește intrarea în forul lui Traian, ne-am dorit o cercetare serioasă a lui, dar la fel ca la Regia și o înălțare în sus cu descoperirile arheologice. Alin Țambă, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, consideră că prin proiectele ce vizează cele două Sarmi-Segetuze vor fi mai bine puse în valoare artefactele de acolo, lucru ce va atrage mai mulți turiști și implicit va duce și la o creștere a bunăstării nu doar în respectivele zone, ci și în întreg județul. Nu este important sau nu sunt pentru noi importante doar efectiv vestigiile, ci și modul cum noi reușim să le punem în operă, să zic așa, pentru ca aceste vestigii să atragă turiști pentru bunăstarea zonei și până la urmă pentru bunăstarea județului. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Alin Țambă, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.